În scopul stabilirii și dezvoltării relațiilor de parteneriat cu societatea civilă, Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico a inițiat organizarea și desfășurarea unei activități sub formă de masă rotundă cu statut permanent, obiectivul căruia este consolidarea colaborării cu societatea civilă, în special cu asociațiile de tineret, contribuirea la pregătirea generației tinere pentru viața social-economică, cultural-politică a statului. În această ordine de idei, pentru prima ședință desfășurată în ziua de 30 martie 2010, a fost pusă în discuție o problemă mai amplă și de o deosebită importanță, cum ar fi drepturile minorităților naționale, fenomenul discriminativ și rolul educației non-formale în combaterea acestuia. Dați-mi voi, într-adevăr, să mă salut, să vă spun bine ați venit. Хочу приветствовать вас всех, сказать добро пожаловать в наш центр, потому что центр звучит так – детей и молодежи. И поскольку у нас есть и детские мероприятия, очень хочется, чтобы они были и молодежные мероприятия. De ce astăzi o să avem o convorbire, o conversație cu dumneavoastră? Mi este interesantă și părerea dumneavoastră și deoarece foarte mulți când vin prima dată aici ne întreabă ce prezintă centrul ăsta, cum, ce. Vreau să vă spun că la ziua de astăzi noi avem mai mult de 2500 de copii. Avem site-ul nostru. Еще раз спасибо огромное, что вы нашли возможность, нашли время, вы пришли, потому что тема действительно нуждается в вас, нуждается в вашем опыте, в ваших знаниях и в ваших дискуссиях. Инициал. Conducerea centrului a organizat pentru participanții la masă rotundă o excursie în urma căreia oaspeții au luat cunoștință cu condițiile în care activează copiii și tinerii încadrați în diverse domenii de activitate. Pentru participare la prima ședință au fost invitați conducători și reprezentanți ai sectorului non-guvernamental de tineret, liderii minorităților etnice naționale, experți în problemele drepturilor omului, specialiști în domeniul educației non-formale, reprezentanți din administrația publică centrală și locală, directori de școli și licee din localitățile unde, în mod compact, locuiesc reprezentanții minorităților naționale. Participanții la masă rotundă au susținut inițiativa Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico cu privire la stabilirea și dezvoltarea continuă a parteneriatului cu societatea civilă. De asemenea, a fost susținută propunerea ca parteneriatul stabilit să cuprindă și sectorul non-guvernamental de tineret din satele și orășelele Moldovei. Pe parcursul ședinței, participanții la masă rotundă au constatat, în condițiile actuale în Republica Moldova, pentru a obține indicii pozitive în domeniul menționat, este necesară promovarea continuă a unei politici constructive și tolerante față de minoritățile naționale, perfecționarea în continuare a legislației, adaptarea acesteia la tradițiile și convențiile internaționale ratificate la cerințele Uniunii Europene, respectarea întocmai a legislației, asigurarea drepturilor tuturor etniilor care locuiesc pe teritoriul țării. În scopul dezvoltării relațiilor interetnice pe baza ideilor și valorilor cu adevărat democratice, care exclud în totalitate discriminarea după criterii etnice și lingvistice, asigurarea egalității în drepturi a tuturor grupurilor etnice din Republica Moldova, participanții la masă rotundă au propus următoarele. Acordarea de către stat a posibilităților în realizarea drepturilor, respectând principiile democrației și suveranității statului de drept.
promovarea culturilor minorităților etnice ca parte a culturii moldovenești, dezvoltarea capacităților și abilităților în elaborarea politicilor de prevenire și combatere a discriminării la nivel local. Organelor competente din stat se propune elaborarea unei strategii de adaptare și integrare a minorităților naționale în viața social-politică a țării. Se recomandă inițierea unui dialog de cooperare dintre instituțiile naționale și din străinătate cu societatea civilă etnoculturală. Acordarea de către organele administrației publice locale și centrale a unei atenții sporite problemelor minorităților etnice, încadrării tinerilor specialiști în câmpul muncii. Administrația publică locală și centrală este chemată spre consolidarea societății la toate nivelele și depunerea efortului necesar pentru apropierea social-culturală a oamenilor din diferite naționalități.